Vrăjitorul din Oz, de Lyman Frank Baum Capitolul 11 Oz și minunatul oraș al smaraldelor Chiar și cu ochii ocrotiți de ochelarii verzi, Dorothy și prietenii ei erau obosiți de strălucirea minunatului oraș. Străzile erau mărginite de case frumoase, întocmite toate din marmură verde și împodobite pretutindeni cu smaralde scânteitoare pășau pe un caldarâm din aceeași marmură verde și acolo unde pietrele din caldarâm se uneau, erau șiruri de smaralde așezate des și ele scânteau în sclipirea soarelui. Geamurile ferestrelor erau din sticlă verde. Chiar și cerul de deasupra orașului era puțin verzui și razele soarelui erau verzi. Pe străzi era mult norod, bărbați, femei și copii ce se plimbau agale, toți îmbrăcați în haine verzi și având pielea verzuie. Mulțimea privea la Dorothy și la tovară și ei ciudați cu mirare. Iar copiii, când văzură leul, o luară la fugă sau se ascunseră în spatele mamelor. Pe străzi se aflau multe prăvăli și Dorothy observă că tot ce se vindea în magazine era verde. Astfel erau înfățișate spre vânzare zahăr, candel, verde și porum verde. Tot astfel și ghete verzi, haine verzi, pălării verzi. Într-un loc, un om vindea limonadă verde și atunci când copiii o plăteau, Dorothy zări că scoteau din buzunar bănuți verzi. Părea că în oraș nu se aflau cai sau alte animale. Bărbații își duceau marfa în roabe mici pe care le împingeau cu mâna. Fiecare părea fericit, mulțumit și toate înfloreau în orașul acesta. Pasnicul porților îi duse pe străzile orașului până sosiră la o casă mare care se găsea tocmai în mijlocul lui. Era de fapt palatul lui Oz, marele vrăjitor. În fața oșii ședea un ostaș îmbrăcat în uniformă verde și care purta o barbă lungă, tot verde. Iată niște străini, îi spuse pasnicul orașului. Cer să-l vadă pe marele Oz. Poftiți înăuntru, spuse ostașul, și am să-i duc la solia voastră. Astfel, prietenii trecură porțile palatului și fură călăuziți într-o odaie mare cu un covor verde și mobilă, frumoasă, verde, împodobită cu smaralde. Înainte de a intra în această odaie, ostașul îi rugă pe toți să șteargă picioarele pe o rogojină verde. Ostașul le spuse respectos, Luați loc, vă rog, în timp ce eu mă duc la ușa sălii tronului, spre a vesti pe os că sunteți aici. Așteptară câtva timp până să se înapoieze ostașul. Când în cele din urmă acesta se întoarse, Dorothy îl întrebă. L-ai văzut pe os? O, nu, răspunse ostașul. Nu l-am văzut niciodată, dar i-am vorbit pe când stătea în dosul paravanului său și am transmis solia voastră. A spus că vă dăruiește o audiență dacă doriți, dar fiecare din voi trebuie să intre singur și fiecare în altă zi. De aceea, pentru că trebuie să rămâneți în palat câteva zile, am să pun să vi se arate odăile voastre. Unde veți locui în acest timp? Mulțumesc, răspunse fetița. E foarte drăguț din partea lui os. Ostașul suflă de astea într-un fluier verde și de îndată intră în odaie o fată tânără îmbrăcată într-o rochie de mătase verde. Avea părul frumos buclat, verde, ochii tot verzi, și făcu o adâncă plecăciune înaintea fetei, rostind. Urmați-mă și am să vă arăt o daia dumneavoastră. Dorothy spuse la revedere prietenilor ei, îl luă pe tot o brațe și o urmă pe fata verde. Trecu prin șapte coridoare și urcă trei perechi de scări până ajunse ajuns într-o odaie ce se afla în mijlocul palatului. Era cea mai arătoasă odăiță din lume, cu un pat moale și plăcut, cu cearșafuri de mătase verde și o plapumă de verde. În mijlocul odăi, susura o fântână micuță, care împrăștea un parfum verde ce cădea înapoi într-un bazin de marmură verde. Ferestrele erau împodobite cu flori frumoase, verzi. Pe peretele odăi se mai află un raft cu un fel de cărți mici, verzi. Când Dorofie a avut răgat să deschidă aceste cărți, văzut că sunt împodobite cu poze verzi și început să râdă pentru că desenele erau atât de caragioase. Într-un dulap atârnau multe rochi verzi, croite din mătase, satin și catifia și toate îi se potriveau de minune fetei. Fiți ca la dumneavoastră acasă, rosti fata verde, și dacă doriți ceva, sunați din clopoțel. Oz o să vă cheme la el mâine dimineață. O lăsă pe fi singură și se duse la ceilalți. Și pe aceștia i-ai condus în odăi și fiecare din prieteni fu găzduit într-o încăpere plăcută a palatului. Acest fel curtenitor era deprisos pentru sperieciori, fiindcă atunci când se văzu singur în odaie, rămase prostește locului tocmai în dreptul ușii ca să aștepte acolo până dimineață. Nu intra în cap să se culce și nici n-ar fi putut să închide ochii. Astfel că Rămase treas toată noaptea privind țintă un păianjen mic, ce își ținea casa într-un unghi al odăiei, De parcă n-ar fi fost una din cele mai frumoase încăperi din lume. Omul de tinichea, prin puterea obișnuinței, se trânti în patul său, căci își mai amintea cum fusese atunci când era din oase și carne. Dar nefiind în stare să adoarmă, își petrecut noaptea mișcându-și încheieturile în jos și în sus, ca să fie încredințat că lucrează bine. Leul ar fi dorit mai bine un pat cu frunze uscate în pădure și nu-i plăcea că a fost închis într-o odaie. Dar n-avea prea multă minte ca să se necăjească din pricina aceasta. Sări în pat, se ghimui ca o pisică și, torcând, a dormit îndată. A doua zi, după ce bău cafea cu lapte, fata verde veni să o ia pe Dorofi și o îmbrăcă în una din rochile cele frumoase din dulap. O rochie de brocard verde, peste care Dorothy își puse un șorțuleț de mătase verde și legă în jurul gâtului lui Toto o panglică verde. Apoi o pornire spre sala tronului mare lui Oz. Întâi ajunseră într-o încăpere mare unde găsiră multe doamne și domni de la curte. Toți îmbrăcați în costume bogate. Acești oameni n-aveau nimic de făcut decât să vorbească unul cu altul. Dar veneau totdeauna ca să aștepte în fiecare dimineață în preajma sălii tronului, cu toate că nu li se îngăduise niciodată să-l vadă pe os. Când intră Dorothy, o priviră cu multă curiozitate și una din doamne îi șopti. Vrei într-adevăr să vezi fața lui os cel cumplit? Negreșit, spuse fetița, dacă el vrea să mă vadă. oh, vrea să te vadă, rosti ostașul care duse solia lor la marele vrăjitor, cu toate că nu-i place să fie văzut. Bineînțeles că la început a fost mânios și mi-a spus să vă trimit înapoi de unde ați venit. După aceea însă s-a îmbunat și m-a întrebat cum arătați și când i-am atras atenția că purtați pantofi de argint, asta l-a interesat în chip deosebit. Apoi când i-am spus că purtați pe frunte și un semn luminos, s-a hotărât în cele din urmă să vă primească. În clipa aceea sună un clopoțel și fata îmbrăcată în verde o anunță pe Dorothy. Acesta e semnalul. Trebuie să intri singur în sala tronului. Îi deschise o ușă mică și Dorothy trecu pragul cu îndrăzneală, pomenindu-se într-un loc fermecător. Era o încăpere mare cu acoperișul înalt și boltit. Pereții, tavanul și dușumea erau acoperiți cu smara de mari. În mijlocul acoperișului lucea o lumină mare, la fel de strălucitoare ca soarele care făcea ca smaraldele să sclipească într-un chip neobișnuit. Dar ceea ce o atrăgea mai mult era marele tron de marmură verde ce străjuia în mijlocul încăperii. Avea forma unui scaun și strălucea plin de pietre prețioase. În mijlocul scaunului se afla un cap enorm, fără un trup care să-l susțină, fără brațe sau picioare. Pe cap nu vedeai păr, dar avea nas și gură și era un cap mult mai mare decât capul celui mai falnic uriaș. Cum Dorothy stătea cu privirea țintită plină de uimire și teamă, ochii uriașului se învârtiră încet și o privire ascuțit și neclintit. Apoi gura se mișcă și Dorothy auzi o voce care grea: Sunt Oz cel mare și cumplit. Cine ești tu și de ce mă cauți? Vocea nu era atât de fioroasă după cum se aștepta fetița să iasă din acest cap așa că prinse curaj și răspunse. Sunt Dorothy, cea neînsemnată și smerită. Și am venit la tine ca să mă ajuți." Ochii, o privire cu luarea minte câteva clipe, apoi se auzit din nou glasul. De unde ai luat pantofii de argint?" Îi am de la vrăjitoarea ce are de la răsărit. Casa mea a căzut peste ea și a omorât-o. Și semnul acela pe frunte, cum l-ai dobândit? L-am căpătat pe locul unde m-a sărutat vrăjitoarea de la miază noapte, când și-a luat rămas bun de la mine și m-a trimis la tine. Ochii o privire din nou cu pătrundere ca să-și dea seama dacă ea spunea sau nu adevărul. Apoi, Oz întrebă. Și acum, ce vrei de la mine? Trimite-mă înapoi în Kansas, unde se află mătușa mea M și unchiul Henry, răspunse ea cu hotărâre și seriozitate. Mie nu-mi place țara voastră, cu toate că este așa de frumoasă. Apoi știu că mătușa M trebuie să fie nespus de măhnită din cauza lipsei mele îndelungate. Ochii sclipire de trei ori, apoi priviră spre tavan, spre dușumia, și se în împrejur atât de ciudat încât păreau că văd fiecare colțișor din odaie. În sfârșit, ajunseră din nou la Dorothy. De ce aș face asta pentru tine? Pentru că tu ești puternic și eu sunt slabă. Pentru că tu ești marele vrăjitor și eu nu sunt decât o copilă neputincioasă. Dar ai fost destul de puternică pentru a omorâ pe vrăjitoarea cea de la răsărit. Aceasta s-a întâmplat fără voia mea, răspunse fi cu simplitate. Bine, grăi capul, îți voi da răspunsul meu. n niciun drept să aștepți de la mine să te trimit înapoi în Kansas până ce nu-mi faci și tu un schimb un bine. În țara asta, oricine trebuie să plătească pentru ceea ce primește. Dacă dorești ca eu să-mi puterea mea vrăjitorească spre a te trimite acasă, tu trebuie să faci mai întâi ceva pentru mine. Ajută-mă și te voi ajuta. Ce trebuie să fac? Omoar o moară o de vrăjitoare de la apus. Dar nu pot, strigă Dorofi foarte uimită de cererea lui Oz. Ai omorât pe vrăjitoarea cearea de la răsărit și porți pantofii de argint care au o putere nemărginită. În țara asta nu se mai află decât o singură vrăjitoare ticăloasă. Și când ai să-mi poți spune că aceasta e moartă, atunci am să te trimite înapoi în Kansas. În niciun caz înainte. Fetița a început să plângă tare, atât era de descurajată. Ochii aceia clipiră din nou și o priviră rugători de parcă marele vrăjitor os. Simțea că doar fi putea să-l ajute dacă voia. N-am omorât niciodată pe cineva de bună voie. Chiar dacă aș dori să o fac, cum să o omor eu pe reaua de vrăjitoare? Dacă tu, care ești mare și cumplit, nu poți să o omori, cum aștept să fac eu una ca asta? Nu știu, dar acesta e răspunsul meu. Și până nu moare vrăjitoarea cerea, n-ai să-ți vezi unchiul și pămătușa M. Amintește-ți că vrăjitoarea cea rea, înspăimântător de rea, trebuie să fie ucisă. Acum du-te și să nu cer să mă vezi până nu ți-ai îndeplinit sarcina. Dorothy, părăsi sa la tronului îndurerată și se duse în încăperea unde leul, speriecior și omul de tinichea o așteptau nerăbdători să afle ce a vorbit cu ozi. Pentru mine nu mai e nicio nădejde, spuse fetița. Oz nu vrea să mă trimit acasă până nu o omor pe reaua vrăjitoare de la apus. Și asta niciodată n-am să o pot face, niciodată. Prietenii fetiții se întristară, dar nu puteau face nimic ca să o ajute. Dorothy se dus în odaia ei, se trânti pe pat și încercă să adormă. A doua zi, ostașul cu favoriți verzi veni la sperieciori și îi spuse... Vino cu mine. Oza trimis după dumneata. Speriecior, la urmat, și a fost introdus în marea sală a tronului, unde văzu o femeie frumoasă șezând pe tronul de smaralde. Era îmbrăcat în văluri de mătase verde și purta în jurul buclelor verzi o coroană de nestemate. Din umeri îi creșteau aripi în culori strălucitoare și atât de ușoare încât adiau la cea mai mică respirație care le atingea. După ce sperieciorii făcu în fața acestei ființe foarte frumoase o plecăciune atât de îndemânatică pe cât îi îngăduiau paele cu care era umplut, aceasta îl privi blând și îi grăi. Sunt oz cel mare și cumplit. Cine ești și de ce mă cauți? Speriecior, care aștepta să vadă capul mare de care vorbise Dorfi, era foarte încurcat, dar răspunse curajos sunt numai o biată sperietoare, umplută cu paie. De aceea nu am minte și am venit la dumneavoastră ca să vă rog să puneți în capul meu creier în loc de paie. Să devin astfel și eu un bărbat ca orice alt bărbat dintre supușii dumneavoastră. De ce să fac asta pentru tine? Întrebă făptura din fața lui. Pentru că dumneavoastră sunteți înțelept și puternic și nimeni altul nu mă poate ajuta. Nu dau niciodată favoruri fără obligații, spuse Oz. Dar ție sfăgăduiesc asta. Dacă vrei să omor pentru mine pe vrăjitoarea ce rea de la apus, o să-ți dăruiesc multă minte și un creier atât de bun, încât vei fi cel mai înțelept om din țara Oz. Eu credeam că-i cer numai fetiței să omoare vrăjitoarea, spuse mirat speriecior. Așa am și făcut, însă nu-mi pasă cine o omoară dar până nu va fi ea omorâtă, nu ți îndeplinești dorința. Acum du-te și nu mă căuta până nu vei câștiga creierii pe care i dorești atât de mult. Speriecior se întorse mâhnit la prietenii săi și le povesti ceea ce-i ceruse oz. Dorothy rămase foarte mirată aflând că marele oz nu a mai apărut ca un cap, cum îl văzuse ea, ci ca o făptură frumoasă. Tot e, spuse Speriecior. Partea mai importantă e că și ea avea nevoie de o inimă, ca și omul de tinichea. A doua zi de dimineață, ostașul cu favoriți verzi veni la omul de tinichea și spuse Oz a trimis după dumneata, urmează-mă. Și astfel, omul de tinichea sosi în sala mare a tronului. Nu știa dacă îl va găsi pe os prefăcut în cap sau făptură frumoasă, dar nădăjduia că va fi femeie, pentru că își spunea el, dacă este un cap, sunt încredințat că nu o să-mi dea inimă, deoarece un cap nu are inimă și nu poate simți nimic pentru mine. Dar dacă e femeie frumoasă, mă voi ruga mult să-mi dea inimă și, după cum se spune, femeile sunt foarte inimoase. Dar când omul de tinichea intră în sala tronului, nu văzut niciun cap, nici o femeie, pentru că os se prefăcuse într-o fiară groaznică. Era aproape tot atât de mare cât un elefant și tronul verde nu părea că ar putea suporta asemenea povară. Ligioana avea un cap de rinocer, numai că în loc de doi avea cinci ochi. Avea cinci brațe lungi ce îi creșteau din trup și mai avea cinci picioare subțiri. Era în întregime acoperit cu păr des și lânos și nu și-ar fi putut închipui nimeni un monstru mai înspăimântător. Era o fericire că omul de tinichea n-avea inimă pentru că i-ar fi bătut prea repede și tare de frică dar fiind numai de tinichea, nu se sperie, cu toate că era foarte dezamăgit de ceea ce se vedea în fața lui. Eu sunt os cel mare și cumplit, răni fiara cu un muget. Cine ești tu și de ce mă cauți? Sunt un fost tăietor de lemne, întocmit din tinichea. De aceea n-am inimă și nu pot iubi. Mă rog ție să-mi dai o inimă spre a fi la fel ca toți oamenii. De ce aș face una ca asta? Pentru că îți cer eu și numai tu poți să-mi îndeplinești rugămintea. Oz mârâie încet și răspunse arțăgos. Dacă-ți dorești cu adevărat o inimă, trebuie să-ți o câștigi. Cum? întrebă omul de tinichea. Ajută-i fetiței să o pe vrăjitoarea ce are de la apus. Când vrăjitoarea va fi răpusă, vino la mine și îți voi da inima cea mai mare și cea mai iubitoare din ozi. Astfel, omul de tinichea a fost nevoit să se întoarcă și el necăjit la prietenii lui și să le povestească despre fiara pe care o văzuse. Toți fără uimiți de câte echipuri putea să ia marele vrăjitor și leul grăi. Dacă și când mă duc eu este o fiară, am să urlu atât de tare încât o să se sperie și o să mă îndeplinească tot ce doresc. Dacă va fi o femeie frumoasă, mă voi preface că sar la dânsa și astfel o voi sili să-mi îndeplinească porunca. Iar dacă va fi marele cap, va fi în puterea mea, fiindcă am să rostogolesc capul acesta prin toată odaia, până când ne va făgădui că ne dă ceea ce ne dorim. Așa că fiți voi voioși, prietenii mei totul o să meargă strună. A doua zi de dimineață, ostașul cu favoriți verzi îl însoți pe leu spre sala mare a tronului. De cumpă și pragul, leu își aruncă privirea în prejur, dar spre mirarea lui, văzu că în fața tronului se află un glob de foc, atât de dogoritor încât abia putea să-l privească. Primul lui gând fu că Oz, printr-un accident, căzuse în foc și ardea, dar când se apropie, Căldura era atât de aprigă încât îi pârli mustața. Așa că se retrase brusc, tremurând, și rămase într-un loc mai aproape de ușă. O voce înceată veni din globul de foc și spuse Sunt os cel mare și cumplit. Cine ești și de ce mă cauți? Sunt leul cel laș, care mă sperii de oricine și vin la tine să te rog să-mi dăruiești curaj, ca să pot deveni cu adevărat regele animalelor, așa cum mă numesc oamenii. De ce ți-aș da curaj? Pentru că dintre toți vrăjitorii tu ești cel mai mare și numai tu ai putea să-mi îndeplinești rugămintea. Adu-mi o dovadă cum că vrăjitoarea ce aria e moartă? și îți voi da curaj. Dar atâta timp cât trăiește vrăjitoarea, vei rămâne un leu laș. Leul era mânios din calea afară de această rostire, dar nu putea răspunde nimic și în timp ce stătea nemișcat privind fix la globul de foc, căldura deveni atât de nesuferită încât spălă Putina. Era bucuros să-și reîntâlnească prietenii care l-așteptau și le povesti despre groaznica lui întâmplare cu vrăjitorul. Ce să ne facem acum? întrebă Dorothy tristă. Un singur lucru ne rămâne de făcut, răspunse leul. Și acesta e să ne ducem în țara uinchizilor, să o căutăm pe vrăjitoarea ce are și să o omorâm. Dar dacă nu o să izbutim, atunci ce ne facem? Atunci nu o să am niciodată curaj, și eu nu voi avea vreodată minte, răspuse sperieciori. iar eu nu o să dobândesc niciodată inimă, intră în vorbă și omul de tinichea. Iar sărmana de mine n-am să mă pot întoarce niciodată la mătușa M și la unchiul Henry, se văită Dorothy începând să plângă. Fi cu băgare de seamă, strigă fata verde, lacrimile au să cadă pe rochia de mătase și au să o păteze. Dorothy își șterse ochii și grăi. Cred că trebuie să încercăm, dar știu că nu doresc să omor pe nimeni, nici chiar cu prețul de a o revedea pe mătușa mea. Voi merge cu tine, zise leul. Sunt prea lași să omor o vrăjitoare. Merg și eu, adăugă speriecior, dar nu pot fi de mare folos. Sunt atât de prost. Eu nu am inimă nici cât să fac rău unei vrăjitoare, zise omul de tinichea, dar dacă vă duceți voi, bineînțeles că mă duc și eu. Astfel, hotărârea să pornească a doua zi de dimineață. Omul de tinichea își ascuțit oporul pe o piatră de moară și își unse toate încheieturile cu îngrijire. Sperieciori se umplu el însuși cu paie proaspete, iar Dorothy își așternu vopsea nouă la ochi ca să vadă mai bine. Fata verde care fusese foarte bună cu drumeții îi umplu fetiței coșulețul cu merinde și atârnă de gâtul lui Toto un clopoțel pe o panglică verde. Se duse de vreme la culcare și dormiră bine până ce se crăpă de ziua. Când fură deșteptați de un cucurigu a unui cocoș verde și de cotcodăcitul negâini ce oase un ou verde.